Și apoi de ce ați venit la mine? Părinte, motivele. Mai aproape, mai, uite, securitate, uite, așa suntem fungari, așa, poate să tragă noi. Mă, voi îmi faceți probleme. De ce veniți la mine? Părinte, dacă vreți, ne primiți. Dacă nu sunteți liberi în fața lui Dumnezeu, nu vă obligă nimeni. Purtați arme. Nu? Acum nu avem. Mă, să le aruncați. Armele, să nu vă mai bateți, nu câștigați. Părinte, dar ușa au arme și vin peste noi. Bă, nu cu armele astea se câștigă războiul, ci cu armele Duhului. Cu armele Duhului. Aruncați armele, ori vreți, ori nu vreți, veți întâlni cu suferința. V-ați luat jugul, că luptați pentru neam. Da, e adevărat. Ei, ne-a spus mai multe lucruri, nu le pot să le iau toate, că așa... Deci, nu vă mai bateți, lăsați asta, nu cu armele, nu aveți, nu cu armele. Păi ce să fac, nu să mă predau? Ți-am spus asta, intrați în ordine. Deci asta, intrați în ordine. Părinte, da, ce înseamnă? Nu să mă predau. Ți-am spus eu asta. Nu. Intri în ordine. Știi tu care e ordinea? Știu că nu știu care e ordinea, că eu știam care e ordinea. Tu te acasă, stai, intri acolo, dacă vine peste tine, te-a prins, dacă nu, nu. Uh-huh. No. Du-te tu la tufa aia și te roagă acolo, du-te tu acolo, du-te tu acolo. Ne-am dus la tufă fiecare. Asta a fost vineri. După masă, părintele a făcut, în zici, Vinerea Mare, noi ajunasem. A făcut vecernia și ne-a chemat. Haideți. Ne-am dat vecernia, am participat acolo. Da, hai, l-a spovedit. Am intrat la părintele, m-am făcut mărturisirea. Vezi, să nu pleci de aici până când nu te ieși cu mine aici. Am înțeles, părinte. Nu știu ce le-a spus la ceilalți, că n-am discutat problema asta. E o problemă confesională a fiecăruia. Și... am stat acolo. Da, rugați-vă, mergi acolo, participați la slujbă, vedeți cum a stat până a fost așa și eu nu v-am văzut. Duminică dimineața a făcut, sigur, slujba învierii la care am participat și că a făcut-o de dimineață slujba. A făcut seara, vecernia, sâmbătă, seara. Lume, era destul de multă lume atunci, abia era venit la prislopilă. Și... știu că duminică dimineața, după liturghie, a chemat dintre mulții, era și mama Sfinției sale, acolo. A chemat și a împărtășit-o prima. Și m-a impresionat foarte mult. Apoi ne-a chemat pe noi și, după ce s-a terminat liturghia, a venit cu o tavă cu ouă roșii. Ei, luați! Și ciocniți! Hristos a înviat! Ori vreți, ori nu vreți, vă veți bate și veți suferi. Nu scăpați, intrați în ordine. Deci ăsta a fost cuvântul, în esență. Păi, am plecat acasă, unul dintre noi, cel din Făgăraș, a zis, mă duc până la Putare, mă, nu te duce, că n-am încredere în el. Mi-e văr, dar n-am încredere. Eu sunt un om care miros. Nu, că e un foarte consecat. Treaba ta. Și noi doi am venit la mine acasă. În sălași. E, acolo nu dormeam în casă. Dormeam afară, că pentru orice eventualitate poți fugi. Și aveam o șură de-astea, cum la țară. Unde era grajdul, o încăpere unde se băgau intrarea, sculele, carul și astea și dincolo fânarul. Și dormeam pe fân acolo și făcusem niște scânduri în spate prin care nu mai... Să puteți vedea. Nu, puteam fugi pe câmp, pe pădure. În spate. Da. Și... într-o seară, săptămâna, după Paște imediat, săptămâna luminată, când dormeam acolo, am auzit un sunet, eu dormeam foarte ușor. Am auzit un sunet așa de pâșit, parcă. Când deschid ochii și mă uit pe acolo, pe o găurică, văd niște șepși mișcându-se prin curte. Intră în casă și se duc la casa mare și se duc la bucătărie. Deschide, cum fac ei. Da. Sigur, au scos pe tata și pe mama, care dormeau săraci, nu se așteptau. I-au pus paravan. Unde e copilul vostru? Nu știm. La București. Nu știm de el. O să spună părinții că zace. Da.
Și i-am văzut cum îl chinuiau pe tata și îl duceau ca paravan să intre în casă. Că ei știau că eu dorm în casa aia, în camera aia. Camere care dea și spre grădină și spre curte. Ieșeai în curte și erau majoritatea masați în curte. Ei, când s-a dat semnalul, toți de prin grădină care erau s-au retras în jurul casei, crezând că eu sunt sigur acolo. Și în timpul ăsta eu am întins-o peste... Ei, au auzit când au prâit pe acolo șanțul, că aveam șanțul cu spini, cu de-astea. Băga, vine ele, razna, fugi. Și am început să tragă, dar au tras așa, în dușmănie, le era lor mai teamă ca nouă. Finalul, că am fugit, au vrut să aresteze părinții, i-au ținut până a doua zi pe la jandarmerie, acolo, pe urmă le-am dat drumul. Hei, și pe urmă am zis, prietenul meu, vezi mă că l-a căzut, ți-am spus eu ție că o să cadă, mai ales că o noapte înainte îl visasem cum l-au arestat. Da? Exact, așa s-a întâmplat, pe urmă a povestit el. L-a urcat în tren și în trenul în care l-a urcat, imediat l-au luat securiștii. Mm-hmm. L-au dus la ancheta pe la Devan, nu mai are importanță. Dar eu am mai rămas acolo până prin iunie. Deci asta era în aprilie. Erați ascuns unde? În pădure? În... Nu, de data asta am locuit în Hațeg. Da. Și în iunie am zis, eu plec la București, căzuse o zăpadă mai înainte, fusese foarte rece. Măi, nu mai e stat, nu mai poate... Mă duc să văd ce fac. Poate mai iau vreun examen, două, văd eu. Și ne-am despărțit de prietenul meu și am plecat la București. Pe drum mergând m-a însoțit cineva. O fată și un băiat. Și mergeam râzând. Și la un moment dat a avut o mașină în spate. Că asta e securitatea 100%. Și într-adevăr, jeepul securității. Îi cunoșteau pe aia cei doi care au hațegan. N-au fost schițat niciunde, s-au uitat puțin la mine și au mers mai departe, în gară. Da, au oprit mașina, iar au mers, s-au uitat, iar au mers. Și zic, uite mă, ăștia pe mine se uită. Eu făceam pe nebunul, râdeam, cântam cu ei. Când am ajuns în subcetate la gară, tu m-ai intrat trenul de Petroșeni. Ei m-au așteptat probabil la caserie să-mi iau bilet. Dar m-am suit în ultimul vagon și, culmea ironiei, am dat peste niște elevi de la liceu, că mergeam într-o excursie. Nene, bine ai venit, m-au băgat între ei. Și m-am dus la București. Când am ajuns în București, primul lucru, m-am dus la gazda unde locuiam. Și am văzut semnul pus că nu e niciun pericol. Aveam semne. Uh-huh. Am intrat în casă, mi-a primit cu bucurie. Nu spuneți la nimeni că am venit. La două zile mi-a venit și vărul meu ăla care îl vânduse pe prietenul. Și gazda care a fost s-a înduplecat la... Și m-a prezentat că uite, saci. Și noaptea următoare a venit și m-au luat. Eu aranjasem să fac pe niște scări pe acolo. Toată securitatea aranjase pe scările și pe împrejurim să nu scap cumva. Și apoi m-au luat din pat, din camera mea. Deci v-a turnat. Sigur. Dar am intrat în ordine. Că m-au arestat din unde era adresa pe buletinul meu. Ați fost în ascultare, deci, cum ai era în ordine, sigur că da. Și atunci am gândit, uite, bă, ce dreptate au părinții, dar mai târziu mi-am dat seama, nu mai târziu de treaba asta, că am avut mare dreptate, intră în ordine. Și de aici ordinea a urmat, că după mine n-a căzut nimeni.